Centrul municipiului Suceava a găzduit sâmbătă dimineață ceremoniile militare organizate cu prilejul Zilei Drapelului Național, în cadrul cărora reprezentanții administrației locale și județene, precum și cei ai instituțiilor militarizate, au asistat la înălțarea drapelului în Piața Steagurilor. Sărbătorirea Drapelului Național, cel mai de preț simbol al credinței naționale pentru românii de pretutindeni, ne amintește fiecăruia că avem datoria sfântă de a ne iubi țara și de a o apăra chiar cu prețul vieții. Respectul față de simbolurile naționale, recunoștința pentru eroii neamului și dragostea de patrie sunt atribute care nu trebuie să lipsească în niciun moment al vieții și pe care trebuie să le transmite mai departe viitoarelor generații. Activitatea astăzi a fost organizată de Garnizoana Suceava, Primăria Municipiului Suceava, cu sprijinul nenicăcit al Inspectoratului de Jandarm Județean Bogdan Vodă, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina și a Școlii Militare de Subofițeri Jandarm Printre oficialitățile prezente la eveniment s-au numărat prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă, viceprimarul municipiului reședință de județ, Lucian Harșovski, precum și Mugurel Anton, comandantul centrului militar Suceava. Astăzi, 26 iunie, ne-am întâlnit din nou, de data aceasta pentru a sărbători unul dintre simbolurile cele mai importante ale neamului, simbol pentru care Mult lume și-a dat viața, mulți români și-a dat viața pe câmpuri de luptă și anume drapelul României. Cinstim drapelul național, îi cinstim pe cei care au murit pentru ca România să devină un sat modern. Să nu uităm că drapelul național a fost standardul înfăptuirii statului modern românesc. Data de 26 iunie este una dintre zilele importante ale poporului român. Adoptarea prin lege în 1998 a zilei de 28 iunie ca ziua drapelului național este un moment care trebuie marcat așa cum se cuvine și cum se întâmplă de fapt în toată țara. Dacă vorbim de ziua drapelului național, trebuie să facem trimitere desigur la anii 1848 și aș vrea să amintesc că primul act normativ dat de guvernul provizoriu, în prima zi, după victoria Revoluției de la 1848, a fost decretul prin care a fost instituit drapelul tricolor. Drapelul tricolor avea să fie martorul unor momente esențiale în viața acestui neam. Fie că vorbim despre 24 ianuarie 1859, că vorbim de independența de la 1871, de Marea Unire, de la 1918, victoriile înfăptite pe câmpul de luptă în cele două războaie mondiale, toate au desăvârșit simbolurile drapelului național. Aș vrea să adaug în contextul evenimentelor pe care le organizăm în acest an și anul 1871, când la Putna avea loc acea mare serbare a românismului, când Eminescu, Ciprian Porumbescu și Slaviș aveau să adune întregul spirit românesc într-o adunare pe care noi astăzi ne pregătim să o reconstituim. Steagul, drapelul național, a fluturat atât pe câmpul de luptă, dar a fluturat și în competițiile sportive, acolo unde victorioși am avut sportivi români. Tricolorul s-a aflat alături de câștigătorii olimpiadelor internaționale, sucedeni, care au urcat pe prima treaptă a podiumului la cele mai importante competiții școlare. Steagul românesc însoțește pe toți cei care sunt în momentul acesta în afara țării și care se mândresc cu însemnele statului român. Drapelul ne aduce de fiecare dată împreună, ne însoțește momentele dificile sau, de ce nu, de glorie. Ne este martor al multor lacrimi vărsate, fie ele de tristețe atunci când suntem plecați departe de casă și de cei dragi, sau de bucurie atunci când sportivii noștri câștigă competiții în întreaga lume și drapelul este arborat.
ne este mândrie, putere, dorință și motiv de a ne întoarce acasă atunci când suntem plecați departe de țară. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, când în plină pandemie de COVID-19, mulți români, mulți suceveni au venit acasă, pentru că unde e mai bine când ne e greu, alături de cei dragi. Am fost, sunt și voi fi un patriot desăvârșit și cred că avem o obligație morală să transmitem acest simbol mai departe generațiilor viitoare prin puterea exemplului. Un sobor de preoți a oficiat o slujbă religioasă, după care a urmat defilarea instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne. Drapelul național este legat de o limbă comună, un crez comun și un set de valori comune. De aceea el este arborat mai sus decât nivelul obișnuit de privire. El trimite la ideea de depășire de sine, de ridicare din mecanismele unei trăiri limitate, de privire în sus, de privire dincolo.